Vă salut și bine v-am regăsit la un nou video. Majoritatea dintre noi folosim împotriva afidelor insecticide făcute în casă, insecticide așa zise bio, fie că sunt ele pe bază de ulei de nem sau de nim, pe bază de săpun, pe bază de alcool și așa mai departe. De cele mai multe ori, acestea sunt destul de eficiente împotriva afidelor, doar că uneori, cel puțin în cazul meu, se întâmplă să stropesc și afidele să reapară. Iar stropesc, iar reapar. Și practic e un cerc din acesta în care nu se mai termină. Eu tot stropesc și ele tot apar. Ei bine, problema cu aceste afide care reapar stă în aceste frunze curbate. Insecticidele pe care noi le folosim sunt insecticide de contact. Adică trebuie să aibă contact direct cu afidele pentru a le extermina, pentru a le omorâ. Afidele se găsesc pe partea inferioară a frunzelor, unde formează colonii și înțeapă frunza și extrag seva. E bine, reacția plantei, cel puțin pe vârfurile tinere, pe frunzele tinere, este de a curba frunzele. Sub acțiunea înțepăturilor, practic frunza se strânge. Această reacție a plantei, totodată involuntar, protejează afidele de insecticidele pe care noi le aplicăm. Și atunci, noi degeaba stropim restul pomului, unde insecticidul ajunge, afidele mor, numai că pe aceste frunze sau în interiorul acestor frunze, insecticidul nu va ajunge și afidele sunt protejate. Ca o soluție pentru această problemă, este aplicarea unui insecticid sistemic. Ce drept, am și neglijat acest prun, l-am stropit de ceva timp. Aplicarea unui insecticid sistemic, care ce face? Noi vom aplica foliar, normal, pe toată suprafața pomului. Ei bine, acest insecticid sistemic va intra prin frunze, va intra în plantă și planta cu ajutorul sevei îl va împrăștia în toate organele sale, în toate frunzele. Și atunci, chiar dacă afidele sunt protejate în interiorul frunzei, insecticidul sistemic va ajunge inclusiv în aceste frunze și afidele, când vor înțepa frunza, vor ingera insecticidul și vor muri. Ideea este foarte simplă. Acum, chiar dacă nu-mi place să folosesc tot felul de chimicale, acum, chimicale sunt toate, e vorba de chimie, nu-mi place să folosesc insecticide din comerț, dar uneori nu am încotro. Ca și soluție la problema mea cu afidele, am ales Mospilan. Este un insecticid sistemic. Sunt numeroase firme și mărci și insecticide diferite pe piață. Se poate alege oricare. Ideea este să fie un insecticid sistemic. Eu am ales Mospilan. Pe spatele plicului, în funcție și de gramaj, avem volumul de apă, suprafața la care se aplică, pentru măr și prun, potriva afidelor, 10 litri și ar trebui 50 de mililitri de adjuvant. Putem să folosim și fără adjuvant. Așa. Și ideea este că dacă tot folosesc un insecticid din comerț, un insecticid sistemic, voi aplica și un insecticid de contact. Este vorba de Faster, care conține cipermetrin. Iar la fel, sunt nenumărate insecticide de contact pe piață care merg împotriva afidelor. Nu este obligatoriu să folosim pe acesta. M-am pregătit pentru stropit, dar înainte de a stropi, pentru că la bază am patul cu căpșuni, le-am acoperit. Nu vreau să mănânc insecticid. Și acum, efectiv, pulverizăm, stropim pomul pe toată suprafața lui. La 3 zile după ce am aplicat insecticidul, afidele care au fost expuse au murit imediat, la câteva ore nu se mai mișcau, datorită insecticidului de contact. Dar pe mine mă interesează să vedem cum arată interiorul frunzelor răsucite.
se poate observa că toate sunt moarte. Asta m-a interesat, să nu se mai poată ascunde. Asta a fost tot. Dacă informația v-a fost de folos, un like, share, subscribe și până data viitoare, numai bine!